Și da și nu. Deci avem momente și locuri în care s-a acționat bine și de cele mai multe ori asta s-a întâmplat când am avut și consilierii locali și aparatul nostru pe fiecare dintre zonele respective. Și avem și nu în momentul în care am văzut și azi în ziar, când am spus să se ducă să facă partea de trotuar, au făcut o parte de trotuar aia. Dacă nu îi spui, doamne, te duci până la pod și sub pod, adică îți face, e o chestie de logică. N-am cum să Elementar. intru acolo dacă, pe unde să intru pe trotuar? Am golit trotuarul și pe unde să intru pe trotuar? Deci sunt și lucruri de genul ăsta care au nemulțumit. Am avut câțiva mecanici, utilaje, care i-am găsit pe în alte locuri, care i-am găsit ascunși în alte locuri muncind, mă rog, Aveți apetență particulară, să la zicem cu început, la plus cu început, un minus. milion jumate. Și știi tu asta, alții știu mai mult, alții mai puțin, s-au vehiculat cifre, nu, că e în funcție de cum i-a găsit pe aia din zonă, mai Da, dispus sau nu să pună ceva. Deci, alții pe care i-am găsit ascunși dormind pe diverse locuri, pe motiv că nu are motorină, nu are nu știu ce, i-am scos, le-au tăiat orele. Am avut diverse discuții de genul acesta, cu lama mai pe sus, cu lama mai pe jos. Deci ne-am obișnuit și cu treaba asta. Să știți că sunt oameni și oameni, avem oameni foarte serioși care au muncit atunci când i-ai dat, a făcut treaba, și oameni mai puțin serioși care sub diverse motive au făcut sau nu au făcut treaba care trebuie făcută. deci înțeleg că dincolo de cazuri izolate, persoane, la modul general, nu se va lăsa cu sancțiuni pentru firmele de dezăpezire. Nu e vorba de sancțiuni, este vorba de situațiile de lucrări cu care ei vin și eu le-am explicat că dacă mi se spune că cineva a muncit 11 ore, eu am stat 24 din 24 la un moment dat, am stat cu ei. Și asta este un exemplu. Deci nu se poate munci 12 ore, chiar dacă programul e de 12 ore, pentru că ei își fac schimbul, pentru că le mai aduce motorină, pentru că l-am mai avut ceva la reparat, totdeauna se mai întâmplă ceva, că și utilajele alea nu sunt perfecte, să spunem așa. Deci nu pot veni cu situații de genul ăsta. Și atunci urmează, v-am spus că le-am făcut analiză la sare și la... atunci, pe situații de lucrări pe care și le-au adus pe ianuarie, că nu le-au făcut pe data din 1 februarie, acum cred că au adus situații de lucrări, urmează bărbieritul, cum Rectificări. să spun.